Salutare acolo, Danciu aici și bine ai venit la podcastul Brânză cu Chită și cu Ceapă. Înainte să vă prezint invitatul, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru suportul oferit canalului nostru. Hai cu like-ul și subscribe-ul! Doamne ajută și numai bine să vă iasă în cale! Invitatul de astăzi este Gheorghe alu Mărie de la Vale. Bine ai venit, Bădii Gheorghe! Lasă-mă în pace, că n-am eu vreme de povești, ni vreme de măzi la cosă. Oprește acele și du-te și lucrurice. Da, să trăiți acum. Episodul 9, primul meci în deplasare la Botoșani. Hai, Baia Mare cu Victoria. Bă, tu n-auzi? Ba, ba, mă duc. Bună seara tuturor, suntem pe stadionul municipal din Botoșani, unde urmează meciul gazdelor cu FC Baia Mare. În acest moment, FC Baia Mare pe locul 2 în clasament cu 53 de puncte, iar Botoșani pe 13 cu 27. Botoșani începe astăzi cu Pap în poartă, Brown și Roni Racovița în țigănașul pe linia de fund. La mijloc, Papa a înghendat Târcoveanul, în față, Mailat, Lupeta și Cage. Baia Mare începe cu Leca în poartă, Nicolae Lam, Tomi Andreev pe linia de fund, la mijloc Jamal Bani, Mușat, Varia Spordușanu, singurul atacant, Ciobotaru, golghetul campionatului. Toată lumea este pregătită și Botoșan are lovitura de start. Ahmed Bani în atac, Ahmed Bani, șut, prinde Pap. Caută un coechipier și ce greșeală face aici? Și este gol! Incredibil! Ce greșeală monumentală face Pap care dă mingea direct în picioare la Ciobotan. Care, bineînțeles, finalizează fără emoții. 0 la 1, minutul 5. Botoșani în atac, Mailat, Ongenda, pătrunde în care Ongenda și intrează în fața porții, șut! Și este gol. Cage reușește să egaleze. Început foarte antrenat de partidă cu două goluri rapide. Minutul 9, 1 la 1. Baia Mare în atac, Ciobotaru șut, respinge Pap. Acum Mailat pentru Botoșani și scoate Leca. Atac după atac, Botoșani prin Mailat. Încearcă șutul, scoate din nou Leca. Suntem în prelungile primei reprize, șut bun al lui Ciobotaru, scoate Pap. FC Botoșani în atac și este final de primă repriză. Start repriza secundă, scor 1 la 1. Botoșani în atac, Ongenda șut foarte bun și preia conducerea Botoșani. Reușește Botoșani să preia conducerea în repriza secundă destul de repede. Iată reluările, pasă foarte bună pentru Ongenda care finalizează excelent. Minutul 49, 2 la 1. Tot Botoșani în atac, Cage, mingea dolovește bara și se dă penalti. Se pare că Andreev a atins mingea cu mâna. Hands. Da, nu se vede bine pe relor. Execută Ongenda. Se apropie și scăpăm. Ongenda ratează. Mingea trece pe lângă poartă. Ahmed Bani în atac, șut foarte bun. Respinge Pap în corner. Lam, șut, blocat și penalti pentru echipa noastră. Câte un penalti de fiecare parte. Să vedem dacă Ciobotaru reușește să înscrie. Da, da. Gol!
ciobotarul alege să trimită mingea pe centru porții și pap, merge în stânga lui și este gol. Minutul 73, 2-2. Botoșani în atac, Târcoveanu, singur cu portarul, se întoarce, scoate Leca. Respinge mingea doar până la Unghenda, care finalizează excelent și Botoșani este din nou la conducerea partidei. Foarte bine se descurcă pe această fază Botoșani. Excelent șutul, 3-2, minutul 83. Tot Botoșani în atac. Papa. Unghenda, șut. Și 4-2 Botoșani. Nu e seara noastră. Iată reluările. Minutul 89, cum spuneam, 4-2. Mingea la Botoșani, ultimele secunde ale partidei și este final. Arbitru pune capăt acestei partide bune, bune. Omul meciului, Unghenda cu triplă. Scor final, 4-2 Botoșani Baia Mare. Înfrângere, asta e, merge mai departe. Avem rapoartele pentru luna asta de la scouteri și avem doi jucători din Slovenia, Tadej Trsteniak, un portar, 16 ani, calitate bună, și Ozvald Rubnik. Din păcate, ceilalți nu aduc nimic. Trsteniak arată foarte bine, la doar 16 ani este aproape la același nivel cu portarul nostru Leca, așa că inevitabil o să treacă în echipa. Azizi Salem mai trebuie să așteptăm. Rupnik, din păcate, calitate slăbuță și cum avem deja suficienți mijlocași centrali, o să-i dăm drumul. Salem, așteptăm încă. Așa arată echipa în acest moment. Iar Trsteniak, după cum spuneam, intră direct în primul 11. Planul de antrenament o să fie sweeper-keeper, iar numărul de pe tricou pe care îl va purta sezonul acesta o să fie 50 o să fie, da. Ok, bun. Următorul meci, acasă cu Universitatea Craiova. Hai Baia Mare! Salutare tuturor de pe Viorel Mateanu. Urmează meciul dintre FC Baia Mare cu Universitatea Craiova. Suntem pe locul 3 în acest moment cu 53 de puncte, iar Craiova pe 10 cu 35 de puncte. Mai sunt două etape din campionatul regulat. Astăzi își face debutul jucătorul nostru Trsteniak, portar 16 ani, cu care începem împreună cu Nicolae, Lam, Tomi, Andreev, la mijloc Jamal, Bani, Vrontis, Bordușanu și Varias, în atac Ciobotaru. Craiova începe cu Lazar în poartă, pe linia de fund Vlădoiu, Fedele, Constantin, Pap, la mijloc Vătăjelu, Mateu, Nistor, în atac Bayram, Câmpanu și Elvir Colici. Craiova are lovitura de start. Baia Mare în atac, Ciobotaru este singur, șut și scoate portarul celor de la Craiova. Craiova în atac, Colici, șut și este gol. Craiova reușește să deschidă scorul la Baia Mare. Iată reluarea. L-a scăpat l-am acolo pe Colici. Minutul 14, 0-1. Ciobotaru acum.
Se descurcă foarte bine, se toacă în spate și înscrie Lazar, nicio șansă. Gol! Gol, gol, gol! Iată reluarea. Excelent, se descurcă aici Ciobotaru. Minutul 19, 1-1. Craiova, Mateiu șut, scoate Târșteniac. Jamal, pasă excelentă pentru Ciobotaru. Ciobotaru este singur, șut și este gol! Iată reluarea, excelentă pasa lui Jamal pentru Ciobotaru, care finalizează singur cu Lazar. Minutul 30, de Baia Mare, Craiova, 2-1. Centrare bună pentru Varias, pe lângă poartă. Ocazie Craiova, respinsă, Baia Mare activează contraatacul. Bordușanu, Ciobotaru, Vrontis, din nou Ciobotaru, Vrontis, Ahmed Bani. Ahmed Bani, șut din prima și este gol, 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 gol! Iată reluarea. Excelent! Atât pasele cât și șutul. Minutul 43, 3-1. Bordușanu și este final de prima repriză. Omul primei reprize, Ciobotaru. Două goluri, scorul pauzei 3-1. Începe repriza secundă. Baia Mare în atac, Ahmed Bani pătrunde în centru, trece trei oameni, șutează și gol! Ce gol minunat reușește Ahmed Bani. Depășește 3 jucători de la Craiova și frutează imparabil la colțul lung. Superb. Minutul 51, 4-1. Ahmed Bani din nou, șut foarte bun, scoate Lazar. Corner Baia Mare. Ahmed Bani încearcă de la distanță și scoate Lazar, ce șut. Acum Craiova prin Bayram, recuperează Baia Mare prin Lam, Jamal activează contraatacul, Vrontis, Varias, Ahmed Bani centrează în fața porții, Vrontis și este gol, 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 gol! 9 intratul Vrontis reușește să înscrie. Iată reluarea cu centrarea excelentă a lui Ahmed Bani și finalizarea bună a lui Vrontis. Minutul 61, 5-1. Vătăjelu scoate Târșteniac. Acum Ahmed Bani. Ahmed Bani trece de 2 jucători, pătunde în care este singur cu portarul și apără Lazar. Colic, șut, lovește bara. Varias, pasă excelentă pentru noul intrat cu Tsakos, este singur. Gol! Cu Tsakos, cu Tsakos. De fiecare dată când intră, marchează. Și simt că mă repet într-una cu faza asta. Campano și aici este finalul partidei. Un scor de tenis. Baia Mare, FC Craiova, rezultat final 6-1. Omul meciului Ahmed Bani. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere. Următoarea partidă în deplasare la UTA Arad. Salutare tuturor! Ultimul meci din campionatul regulat îl disputăm la UTA Arad.
Locul 2 îl avem asigurat, însă cu o victorie astăzi ne-am apropiat la 3 puncte de FCSB. În acest moment avem 101 goluri marcate în campionat, marea majoritate din ele marcate de acest om, Flaviu Ciobotaru, atacantul nostru. Iată echipele de start, Tarad începe cu Iacob în poartă, Baravikas pe linia de fund cu Erico, Vukcevic și Dima. La mijloc, Pasalia, Isak, Otele, Wagner, Miculescu, un atac, Dangubić. Echipa noastră cu Tășteniac în poartă, Neagoe, Lam, Tomi, Andreev, la mijloc, Gheorghiu, Ciobotaru, Mușat, Pavlenko, Kubiak și Ciobotaru în atac. Start de partidă, Utarad are mingea. Paia mare în atac, pasă excelentă pentru Ciobotaru, 2 șut și este gol! Dominic Ciobotaru reușește să marcheze foarte repede aici, pe arena din Arad. 0-1. Arad un atac. Isak scoate Tășteniac. Lovitură liberă Arad, cap scoate din nou Tășteniac. Corner. Isak. Miculescu, șut bun și de data asta nu mai scoate Tășteniac. Ot Arad reușește să egaleze. Iată reluarea. Foarte bun șut. Aproape atinge mingea Tășteniac. 1-1, minutul 20. Kubiak scapă singur. Centrare foarte bună pentru Ciobotaru. Cap și scoate portarul. Șut al lui Wagner. Și aici este finalul primei reprize. Scorul pauzei 1-1. Începe repriza secundă. Utarad în atac, recuperează Baia Mare, Kubiak, Pavlenko, înapoi la Kubiak, accelerează, driblează un om, pătrunde în centru, pasează la Ciobotaru, care trimite mingea la Mușat și gol, 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 gol. Iată reluarea, excelent, excelent. 1-2, minutul 73. Utarad, Ongaro și scoate Tășteniac din nou. Pavlenko, Kubiak și este final de partidă. Una cu puține ocazii, însă obținem victoria. Omul meciului, Tășteniac, 16 ani, o prestație excelentă astăzi. Scor final, Utarad Baia Mare, 1-2. O seară frumoasă, la revedere! Victoria obținută greu, Tășteniac ne răsplătește încrederea acordată cu o evoluție foarte bună. Așa arată clasamentul final al campionatului regulat, obiectiv îndeplinit în acest sezon. Din acest moment lucrăm la mentalul jucătorilor care trebuie să înțeleagă că avem o șansă extraordinară de a face istorie. Acum nu mai suntem o echipă nou promovată, suntem o candidată clară la titlul de campioană al României și trebuie să jucăm ca atare. Avem 10 finale de disputat, iar prima se joacă în deplasare la Farul Constanța. Salutare tuturor, suntem la Ovidiu, unde urmează meciul între Farul Constanța și FC Baia Mare. Primul meci din play-off și, cum se zice la noi la Maramureș, amu-i-amu. Farul începe cu Aioan în poartă, pe linia de fund Boboc, Mladen, Dănuleasă și Denoyer, la mijloc Buta cu Radaslavescu și Casap, în atac George Gania, Hefte Betancur și Pavia. Baia Mare cu Tășteniac în poartă, Nicolae Lam, Tomi, Andreev pe linia de fund, Jamal, Bani, Mușat, Varias și Bordușan la mijloc, singurul atacant, Flaviu Ciobotaru.
o poză de grup cu băieții noștri. Flaviu este pregătit și avem start de partidă. Baia mare în atac, Ahmed Bani trece de un jucător, trece și de-al doilea șteaz de la distanță și prinde Ioani. Acum Farul în atac, Buta scoate Târșteniac. Ahmed Bani, șut, blocat și este penalti. Farul Constanța face hands în careu și avem penalti. Ciobotaru va executa. Excelent. Și este gol! Reușim să deschidem scorul la Farul Constanța. Execuție bună al Ciobotaru, minutul 35, 0-1. Farul în atac, Hefte. Așteaptă un coechipier, vine Pavia. Casap, șut și este gol. Farul Constanța reușește să egaleze. Noroc, cu noroc. Minutul 42, 1-1. Farul în atac, Boboc. Și avem final de primă repriză. Scorul pauzei, 1-1. Start repriza secundă. Baia mare în atac, Ahmed Bani pătrunde în careu, pasează lui Ciobotaru care scrie gol! Excelentă acțiunea lui Ahmed Bani care pătrunde în careu și pasează lui Ciobotaru în fața porții singur-singură. Avem avantaj din nou. Minutul 54, 1-2. Vrontis primește o pasă aici. Este singur, șut și scoate a Ioani. Ultimele secunde ale meciului, avem final. Reușim prima victorie în play-off la Farul Constanța. Flaviu Ciobotaru, autorul dublei. Un meci bun, strâns, însă obținem cele 3 puncte. Scor final 1-2. La revedere! Meci greu, însă avem cele 3 puncte. Start ok de play-off. Următorul meci acasă cu Sepsis Sfântul Gheorghe. Bună seara tuturor, suntem pe Viorel Mateanu și urmează meciul dintre echipa noastră Baia Mare și FC Sepsis Sfântul Gheorghe. În acest moment suntem pe locul 1. FCSB și CFR au pierdut în primul meci din play-off cu Sepsis și Gazmetan Mediaș. Iată echipele de start. Baia Mare cu Târșteniac în poartă, Nicolae Lam, Tomi Andreev pe linia de fund. La mijloc, Jamal, Bani, Mușat, Varias și Bordușanu. În atac, bineînțeles, Ciobotaru. Sepsis cu Niciuri în poartă, Dimitrov, Mitrea, Bălașa și Dumitrescu. La mijloc, Aganovici, Gonzales, Vașvari, cu Ștefănescu în atac, Tudore și Lucasen. Baia Mare are lovitura de start. Sepsi în atac, Ștefănescu trece de Nicolae, pătrunde în careu, șuta lui Lucasen și este gol. Gol rapid al celor de la Sepsi. 0-1, minutul 13. Tot Sepsi are un start foarte bun de partidă. Nicolae, Tomi. Plecăm pe contraatac, Varias, Bordușanu. Bordușanu. Pasă excelentă pentru Ahmed Bani. Ahmed Bani în pătrunde careu, pasă în fața porții. Este gol, 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 gol!
Reușim să egalăm, iată reluarea, excelentă pătrunderea lui Bani și finalizarea lui Ciobotaru. Minutul 27, 1-1. Ciobotaru, pentru Varea, șut și respinge Niciui. Ahmed Bani, șut și scoate din nou Niciui. Același Ahmed Bani, grozav astăzi, pasă pentru Bordușanu, șut și este gol, 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 gol! Cei doi foști colegi de la Dinamo reușesc să construiască acest gol. Excelent! Avem 2-1, minutul 38. Lucasen, șut, scoate Târșteneac. Băutură de corner, respinge Baia Mare, greșit. Vașvari șutează foarte bine și este egalitate. Exact la ultima fază a primei reprize, Sepsi reușește să egaleze. Meci complicat pentru noi în acest moment. Sepsi joacă foarte bine. 2-2. Minutul 45. Final prima repriză. Începe repriza secundă. Tot Sepsi în atac, Lucasen protejează foarte bine balonul, primește mingea înapoi și este gol. Lucasen reușește tripla în această seară. Uitați cât de bine protejează mingea, așa face 1-2 și finalizează. Minutul 50, 2-3. Ahmed Bani singur în care o șut și scoate Niciui din nou. Cât ghinion. Baia Mare în atac. Ciobotaru îl așteaptă pe Bani. Primește Bani. Pătrunde în careu. Șut. Și este gol, 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 gol. Iată reluarea. Excelent Ahmed Bani pătrunde și duce scorul la 3-3 în acest minut 64. Baia Mare în atac, Mușat, șut foarte bun, scoate Niciui. Tot Baia Mare prin Ciobotaru, încearcă un lob peste portar, mingea lovește bara, cât ghinion. Sepsi în atac, Damașcan, șut și nu se poate. Marchează din nou Sepsi. Un joc foarte bun al celor de la Sepsi în această seară, mă repet. Foarte, foarte bine. Nu degeaba au reușit să câștige cu CFR Cluj. Minutul 80, 3-4. Tot Sepsi la balon. Lucasen și scoate de data asta Târșteneac. Avem și noi o lovitură de colț, lovitură de cap, gol și se dictează penalti. Dimitrov de la Sepsi face hands în careu. Iată reluarea. Da. Ciobotaru se pregătește. Hai Ciobotaru, hai te rog că se poate. Șut. Bară gol. Gol, 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 gol. Da. Reușim la ultima fază să egalăm. Scor final 4-4. Meci greu, meci foarte greu. Asta este. De omul meciului, Lucasen cu o triplă. Fanii puțin dezamăgiți. Scor final 4-4. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere. Un singur punct obținut cu Sepsi, 4-4. Asta e. Scouterii noștri au găsit un român, Brătianu, în vârstă de doar 17 ani, 55 overall, potențial ok, dar eu zic că este suficient ca să treacă la prima echipă. O să primească numărul
31. Da, e ok. 31. Și suport midfielder la planul de antrenament. Acceptăm oferta de transfer de la Sarpsborg pentru Clodetier. Urmează meciul de la Gazmetan Mediaș. Bună seara tuturor! Meciul 3 din play-off împotriva celor de la Gazmetan Mediaș. Suntem pe locul 1 la 3 puncte de FCSB, care pierde din nou cu fară Constanța, iar CFR face doar în egal cu Gazmetan. Gazul începe cu Buzbuc în poartă, pe linia de fund Achim, Matias, Felix, Matau și Dobrescu, la mijloc Diaconu, Horșia, Junior, Filip și Grădinaru, în atac Jun Ciucov. O echipă incomodă pentru noi. Echipa noastră, Tășteneac în poartă, Nicolae Lam, Tomi, Andreev pe linia de fund, la mijloc, bineînțeles, Jamal, Bani, Mușat, Varea și Bordușanu, în atac, golgheterul ligii întâi, Flaviu Ciobotaru. Toată lumea e pregătită de startul partidei. Ciobotaru la balon și i-am dat drumul. Bordușanu pasă foarte bună pentru Ciobotaru. Încearcă lobul și scoate Buzbuchii. Ocazie mare ratată de noi. Diaconu, Ciunciucov, șut și este gol. În minutul 9, Ciunciucov deschide scorul. Iată reluarea și, ca de obicei, cu Gazmetan avem probleme. Același Diaconu pentru Ciunciucov, șut și este 2-0. Reluarea, Diaconu pătrunde în careu, Ciunciucov singur, gol. Groaznic start de partidă pentru noi. Diaconu, șut, 3-0. Incredibil, o învălmășală în careul nostru, nimic n-am înțeles. Și Diaconu face 3-0 cu un șut extraordinar. Incredibil. Ce cădere în jocul nostru. Minutul 37, 3-0. Ahmed Bani în atac. Pasă în fața porții. Recuperează Gazul. Bani din nou, șut. Blocat, Varias, Bordușanu, Jamal, șut și în sfârșit, gol! Reușim să marcăm și noi un gol. Trei la 1 minutul 44. Ultimele secunde ale primei reprize și avem pauză. Scor 3-1, Gazmetan. Lovitură de start, repriza secundă, Ahmed Bani, șut pe lângă poartă. Diaconu scapă singur, șut, bară și prinde Tășteneac. Scăpăm de golul 4, Ahmed Bani, pasă lui Ciobotaru și este gol, 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 gol. Da, da, da. Începem să ne revenim. Așa, da. Am recuperat două goluri. Minutul 69, 3-2. Bordușanu, singur, pătrunde foarte bine în centru. Pasă la Mușat, șut și scoate Buzbuchii. Varea, șut de la distanță, respinge Buzbuchii. Corner, Ciobotaru pe lângă poartă, se mulțesc ocaziile, însă golurile nu vin. Șut, Diaconu și scoate Tășteneac. Corner, Gazmetan Mediaș. Reușim să recuperăm mingea, Ahmed Bani lansează mingea în atac pentru Bordușanu. Încercăm contraatac cu Varea, sunt apoi la Bordușanu. Bordușanu aleargă foarte bine, are viteză bună. Driblează un om, șut și este... gol! Excelent contraatacul făcut de echipa noastră.
Bordușanu se descurcă excelent la această fază și finalizează minunat. Egalăm, 3-3, minutul 90. Ultima șansă poate pentru noi, dar nu. Gazmetan recuperează mingea, iar arbitru pune capăt acestei partide de infart. Mirera 2 supărat. O primă repriză în care am fost conduși cu 3-1, am reușit să regalăm la 3, dar atât. Scor final 3-3, cum spuneam, noapte bună. Încă un egal, asta e. Ahmed Bani, doar 5 zile accidentat, ce bine. Mai sunt 5 zile până la meciul cu CFR, probabil o să fie up de meci. Clasamentul în acest moment, Baia Mare 35 de puncte, CFR 32, FCSB 31. Chiar dacă am reușit doar o victorie și două egaluri în play-off până acum, după cum ați văzut, FCSB și CFR au un început foarte prost de play-off. Iar acum suntem complet la mâna noastră. Noi suntem singurii care decidem la final dacă suntem campioni sau nu. Aici se încheie episodul de azi. Mulțumesc pentru vizionare. Like, subscribe, comment, ce doriți voi. Numai bine, ne vedem în episodul viitor. La revedere!